Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă întâlnire din Liga 1 Bürger. Suntem Dan Cornel Ștefănescu și George Dobre și vă invităm să urmăriți partida dintre FC Vaslui și liderul primei ligi, Dinamo București. Puține momente rămase până la debutul celei de-a șaptea partide din etapa 7 a Ligii 1 Bürger, așa că ne grăbim și noi cât putem cu echipele. Să vă prezentăm întâi echipa gazdă, FC Vaslui, antrenată de Gheorghe Mulțescu, tehnicianul moldovenilor. I-a trimis în teren pe următorii: Hăisan, titularul postului de portar, 4 jucători în compartimentul defensiv: Buhuș pe dreapta, Voicu pe stânga, un cuplu de fundași centrali format din Horațiu Popa și Nachtailer. La mijloc alți 4 fotbaliști: Apostol, Buhăescu, Liubinkovic și Gheorghiu. 2 atacanți pentru vasluieni: Viorel Frunză și Marius Croitoru. Vom vedea imediat și formula de start a dinamoviștilor. Vă spuneam, formația de pe primul loc din Liga 1 Bürger. 3 schimbări făcute de Mircea Rednic față de formația care a învins cu 4-3 pe Xanti în turul 1 al Cupei UEFA, în prima manșă. Așadar, Matache este în poartă, Blei fundaș dreapta, Moții și Radu Ștefan fundaș central, Pașkovic îi ia locul pe partea stângă lui Pulhar, la mijloc Zeca Langa, Mărgăritescu, Denis Șerban în premieră titular după revenirea la Dinamo. Pe partea stângă a liniei de mijloc este Cătălin Munteanu, un atac, cuplul format din Dănciulescu și Ganea, Ganea titular în locul lui Claudiu Niculescu față de partida cu Xanti Skoda. Viorel Frunză, Liubinkovic, Nachtailer, să vedem către cine se va duce balonul. O reluare a lui Frunză, blocată din nou Frunză, peste poartă, a trimis atacantul din Republica Moldova, Marius Croitoru. Să vedem dacă va ajunge această minge, o face. Frunză și Buhăescu sunt în careu, șutul direct spre poartă al lui Croitoru. E al doilea șut spre poartă al lui Marius Croitoru, de fiecare dată însă i-a lipsit precizia. Ștefan Apostol va încerca în forță pentru Viorel Frunză, mai bine plasat Radu Ștefan și un șut foarte puternic al lui Liubinkovic. Mingea a trecut însă peste poarta lui Matache. Interesant ideea mijlocașului vasluian. Buhuș acum cu o minge spre Adrian Gheorghiu. Liubinkovic iese frumos din defensivă. Să vedem continuarea lui Liubinkovic. Răspuns pe măsură al lui Matache. Un șut foarte bun al sârbului cu intervenție excelentă a golkeeperului dinamovist. Un fotbalist care pare să-i surprindă pe jucătorii lui Dinamo. Un fotbalist care urcă mai mereu fără om. Să vedem însă acum centrarea din nou Liubinkovic. Reține Matache. Surprinzător, până acum cele mai importante șanse de gol au aparținut gazdelor de la FC Vaslui. Doar 4 puncte. Cătălin Munteanu este cel care va centra într-un careu vasluian în care se află 6 coechipieri de-ai săi. A reluat de acolo Cosmin Pașkovic, însă peste poarta lui Hăisan. Buhăescu. S-au descurcat bine vasluienii până acum. Să vedem un nou șut al lui Croitoru. Și de această dată departe de poarta lui Florin Matache. V-am spus la începutul meciului că Vasluiul are în lot 5 foști jucători ai Bacăului. Ei bine, îmi cer scuze, sunt 6 și Apostol a jucat la Bacău. Să-l vedem acum pe un alt ex-băcăuan, Gheorghiu, pentru Viorel Frunză. Întoarcere frumoasă a lui Frunză. Buhăescu recentrează. Buhăescu, Moții respinge. Din nou Buhăescu. O nouă ocazie pentru vasluieni. Viorel Frunză a pivotat frumos pe lângă Moții. Cea mai mare ocazie a acestei partide îl vedeți pe Gigi Mulțescu. Și-a pus mâinile în cap antrenorul Vasluiului. Echipa sa foarte aproape se deschide scorul în partida contra liderului din Liga 1. Excelent pivotarea lui Viorel Frunză pe lângă Radu Ștefan. Ștefan Apostol pentru Marius Croitoru. Solicită penalti la intervenția lui Cosmin Moții asupra lui Viorel Frunză a Vasluiului. Este un jucător tehnic, însă
abuzează de această calitate a sa. Centrarea acum a lui Croitoru spre Ljubinković. Și o nouă ocazie importantă pentru Vaslui. Șutul lui Horațiu Popa a trecut puțin pe lângă poarta lui Matache. Acum Ionel Dănciulescu, un șut destul de periculos. O minge care a trecut puțin pe lângă poarta lui Hăisan, prins pe picior greșit. Aceasta a fost cea mai mare ocazie de gol a lui Dinamo. Cam puțin totuși pentru o echipă care a marcat de numai puțin de 13 ori în primele 6 etape. Din acest punct de vedere, Dinamo este la egalitate cu Steaua, pe locul 2, în topul eficacității, devansate fiind cele două echipe bucureștene de CFR Cluj, care a marcat 16 goluri. Tameș cu exteriorul, Ionuț Voicu greșește. Dănciulescu pentru Zeca Langa. Dribling lui Zeca Langa, o centrare pentru Pulhar. Și va fi repunere din colțul careului de 6 metri. Prima repriză, prima ocazie a reprizei secunde aparține dinamoviștilor, nu mai hotărâți jucătorii lui Redni. Va executa cornerul și nu Marius Croitoru, așa cum s-a întâmplat în prima repriză. Viorel Frunză nu rea, minge ajunge la Gheorghiu. A încercat un șut cu exteriorul. Iulian Tameș va executa această lovitură liberă. Pe colțul lung vine Moții acolo. Reușește să respingă Ljubinković. Fază încălcită, Zeca Langa, un șut deviat, bară, și este 1-0 pentru Dinamo. Gol marcat de Ionel Ganea. Vasluienii cer offside la golul marcat de Ionel Ganea, însă Tiberiu Laioș validează acest gol. Iată, Dinamo conduce cu 1-0, contrar cursului jocului. A fost însă o eroare impardonabilă a apărării echipei lui Gigi Mulțescu. Nu se poate să lași mingea să cadă în propriul careu de 16 metri de atâtea ori. A fost o fază ciudată. Cu siguranță Ionel Dănciulescu se afla în offside. Ganea, am impresia că a venit de undeva din spate și că golul marcat de Dinamo. Atunci vasluienii au avut marile ocazii. Dinamoviștii au înscris prin Pleșan și Claudiu Niculescu, iar Ionuț Bade a marcat singurul gol al formației gazdă. Nachtailer șutează peste poartă. Ce șansă de gol au avut vasluienii. Iacov Nachtailer, fotbalistul adus în această vară de formația antrenată de Gigi Mulțescu, titular cert la vasluieni. Un zid făcut din 8 fotbaliști ai lui Dinamo, nu, rămân doar 7. Marius Croitoru execută în nota sa obișnuită din această după-amiază, mult peste poarta lui Florin Matache. O nouă fază importantă, irosită de Marius Croitoru. Ia stricou roșu Croitorului, strigă Adrian Porumboiu din tribună. Dănciulescu, Mărgăritescu, Cătălin Munteanu. Șutul lui Cătălin Munteanu, bun, Hăisan reușește să respingă în lateral. Zeca Langa respinge Nachtailer și contraatac periculos al vasluienilor. Marius Croitoru, 2 contra 2, însă din spate vine Blake care îl faultează pe fotbalistul vasluian. Vasluienii, Viorel Frunză se întoarce și reușește să trimită spre poartă. Frunză, un atacant altfel lent, însă până acum ne-a convins că se poate descurca în duelurile cu fundașii dinamoviști. A urcat fundașii central dinamoviști la această fază, Radu Ștefan, și Moții, o reluare a lui Moții peste poartă. Stânga este Cristi Pulhac în duel cu Ștefan Apostol. Tameș pentru Ganea. Ganea reușește să-l depășească pe Nachtailer. Pasează pentru Cătălin Munteanu. Șansă de 2-0 care nu este irosită de Ionel Dănciulescu. Este 2-0 pentru Dinamo. Înscrie capitanul
dinamovist aflat la reușita cu numărul 5 din actuala ediție a Ligii 1 Bürger. A fost o fază lucrată în banda stângă de Ionel Ganea, autorul primului gol. Dinamovist a insistat în duelul cu Naftailer. Mie mi s-a părut că Ionel Ganea a faultat în atac. Tiberiu Laioș a lăsat jocul să continue. Ionel Dănciulescu, nemarcat din 4 metri, a înscris la colțul lung pe lângă Hăisan. Este așadar 2-0 pentru Dinamo. Frumoasă reluarea lui Ionel Dănciulescu. Vă spuneam în prima repriză, Dinamo are 3 atacanți experimentați. Marius Doboș pe partea stângă, centrează, respinge de acolo Radu Ștefan. Mingea rămâne însă în preajma careului dinamovist. O nouă, a fost de fapt un șut centrare, respins de sub bar de Florin Matache. S-au liniștit și suporterii vasluieni. Și cred că din 3 șuturi pe poartă a reușit să marcheze de 2 ori. Acum o fază periculoasă, preajma careului lui Hăisan. Un șut care nu numește vara. Șut expediat de Marian Alexandru și un stop destul de aproximativ al lui Marius Stoitoru. Foarte bine și-a creat acel culoar de șut Marian Alexandru. Mingea l-a depășit pe Matache, a întâlnit însă bara transversală a porții lui Matache. Schimbările făcute la pauză de Mircea Rednic au adus multă liniște în jocul liderului din Liga 1 Bürger. Se apără foarte organizat fotbaliștii lui Mircea Rednic. Ljubinković, un nou șut blocat de această dată de Radu Ștefan, reluarea lui Marian Alexandru, prinsă fără emoții de Florin Matache. Și-a atins scopul Mircea Rednic, a odihnit 3 dintre titulari, dacă îl punem la socoteală și pe Claudiu Niculescu. O ultimă fază în care să reușească golul de onoare. De altfel, în partida de anul trecut, vasluienii au reușit să înscrie tot așa, prin minutul 93. Și iată, este 2-1 pentru Dinamo. Gol venit totuși târziu. Milorad Bundic a înscris, atacantul sârb al celor de la FC Valcui, la a doua reușită din acest sezon, la 15-a în Liga 1 Bürger. Mulțescu este deloc mulțumit, este doar golul de onoare pentru vasluieni, care îl meritau după o partidă totuși bună, ales în prima repriză. Mulțescu cu sufletul împărțit, este unul dintre foștii mari jucători ai lui Dinamo. 9 reușite pentru Mulțescu în cupele europene în tricoul lui Dinamo, însă asta nu l-a împiedicat să învingă cu Sportul cu 5-4 în Ștefan cel Mare în returul ediției trecute de campionat. Aceasta a fost istoria partidei de la Vaslui, câștigată de Dinamo cu 2-1. George Dobreș și Dan Cornel Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă lasă în continuare alături de programele Național TV. La revedere! La revedere!